Vi se pare CFR mai periculoasă decât Rapid? Na, CFR nu suportă. Nu e să faci comparații. CFR e o echipă foarte temnică. Nu știu ce au făcut. Bă, Mihai, dar ce au făcut? Cum am zis că am scăpat de ei? Când acolo au făcut o echipă mai puternică decât anul înainte. Ce au făcut? Da, au această abilitate de a găsi în continuare jucători buni. Păi ia, pentru că îi dă 34.000 de euro salariu, știi? Păi, jucători buni, dar jucători pe care nu mai pot lua bani. Adică, ați văzut că eu fac o combinație de asta să pot să și continui activitatea. Adică mai vând și 8 jucători din când în când, în cupere europene, ca să pot să plătesc, să pot să țin echipa. Să fac o combinație și în timpul jocului și jocurile, chiar dacă câteodată nu au neapărat o logică, o schimbare, dar trebuie schimbat pentru că îți joace jucătorul ăla, că e tână. Nu merge numai pe câștigare. E adevărat, pe câștigare, a trebuit toate elementele ca să puteți face bani. Guvernul a anunțat care sunt noile măsuri fiscale. Sunteți mulțumit, sunteți îngrijorat de cum se va derula în continuare activitatea în fotbal? Ei nu, și așa bani nu dădeau mai mult de 6.000. 4.000, 5.000 dădeau salarii. Rar care mai dădeau 10.000. Dar acum problema e că și ce o să facă? Că o echipă care dă 10.000 la un jucător, ce face? Că contractul nu are cum să-l schimbe. Ce face? Da, ce face? Da, e o întrebare bună. De exemplu, la Cristina Neagu, unde salariul e foarte mare și în derulare contractul. Păi, dar n-ai ce să-i faci, că dacă i-anulezi contractul, să-i dai bani până la finalul contractului. Deci n-ai ce-i face. Adică asta nu se face retroactiv legea, adică probabil se va continua, adică sigur se va continua contractele care sunt derulare, pe sumele care sunt. Numai că, până acum spuneam, domne, că este inechitate, adică, domne, concurență neloială pentru că ei iau bani de la publici și că noi dăm banii noștri. Acum zic o concurență neloială pentru că ei se limitează salariile și atunci nu mai e o concurență loială. Pentru că la ceea ce limitez salariul la un jucător, la un club, la 6.000 și joacă cu o echipă care are 25.000 salarii jucători, poate da, adică nu mai e concurență neloială. Înțelegi? Da, înțeleg însă că salariul unui jucător poate fi și mai mare, chiar și la o echipă care este administrată, să zicem, de o instituție publică sau are fonduri publice ca finanțare, dacă acel salariu al jucătorului este completat din surse care nu țin de banii publici. Ne. Atunci poate să le îmbine. Poate să fie oameni de afaceri care au anumite afaceri, să le îmbine, n-au ce face. Dar în felul ăsta e riscant că după aia să nu se interpreteze. Știi, na, nu știu, nu vreau să intru pe termenul ăsta, că nu știu. Adică să mai faci și fotbal și să mai riști să faci anumite probleme penale, adică eu nu i-am neplăcut. Dar așa a făcut guvernul, astea sunt legile, hai să le respectăm, pentru că nu e vorba, că dacă era o criticam, sau că văd că se critică, că nu știu ce că fac manifestații. Acum aici nu mai este vorba că așa vrea guvernul, sau că așa. Aici problema este situația în care țara are de luat câteva zeci de miliarde de euro din PNRR și că trebuie să scadă sub anumit deficit. Și trebuie să ai niște măsuri fiscale încă așa fel încât să scadă deficit. Deci astea au chestie de interes național, numai este că comentăm noi cum ne place nouă la fiecare. Adică eu, orice hotărâre pe care o ia guvernul ce privește măsurile fiscale, eu o respect cu capul sus. Ei, pentru că e vorba de o dezvoltare a țării pe termen lung, este o șansă a României. Și atunci fiecare trebuie să-și vadă treaba lui, să respecte toate măsurile fiscale pe care le-a guvernul. Așa cred eu.
Bine, da, să mai lea măsurile și altele, că eu, de exemplu, ce am văzut, să știi, domnul Mironic, acum că înserim în altă parte. Pe mine să știi, adică ce am văzut, chestiunile astea, că e de râs cu ăsta, cu, cum îl cheamă, și l-au prins cu mita. Președintele Consiliului Județean de la Vaslui, Buzatu. Buzatu. Deci să știi că, pe mine, mai mult, nu că, știi ce m-a deranjat mai mult? Bine, o mită de 250.000 de euro, ba, mulți. Adică nu știu ce a face, ce au făcut. Dar tu știi ce m-a deranjat mai mine, pe mine mai mult decât mita? Știi ce? Ce anume? Bă, nevasta senator. Bă, eu președinte. Bă, fata deputat. Bă, ginele deputat. Bă, băiatul nu știu ce. Bă, amanta și ea nu știu ce. Băi, dar nu se poate, mai mult asta mă deranjează, să știi. Caracatița asta de rudenie, de nepoți, de fii, de fiice, de cine, de, asta pe mine mă deranjează mai mult decât mita chiar. Asta, caracatița asta mă deranjează. Domnule Becari, readucându-vă în Superliga, aș vrea să vă întreb, în cea mai mare parte a carierei dumneavoastră de patron în campionatul României, Dinamo a fost principala rivală. Sigur, acum nu mai este. A ajuns pe penultim loc în Superliga. Credeți că Dinamo e în pericol să se întoarcă în Liga a doua în acest sezon? Păi cred că da, pentru că adică nu prea-i văd cum să ia puncte. Adică ei au un antrenor foarte bun, ca dovadă că duce mingea până acolo. Adică faptul că pasează, că duce mingea până acolo. Dar nu sunt capabil să marcheze gol. Când nu poți să marchezi gol, nu poți să iei decât un singur punct. Că dacă ții scorul la 0-0 atunci. Deci nu pot lua 3 puncte. Atâta timp că nu poți marchezi gol, nu poți să iei 3 puncte, aia trogradezi. Și nu văd toate echipele sunt mai bune decât ei. Bine, dacă nu fac probabil în iarnă ceva, niște mutări. Dar, nu știu, așa îi văd. Adică nu îi văd, n-au putere deloc. Dacă Farul i-a bătut în inferioritate numerică, le-a mai dat încă un gol chiar. Deci nu e o echipă care n-are putere deloc. Mai devreme ne spuneați că sunteți foarte mulțumit de cum se mișcă echipa, sunteți mulțumită de lotul echipei dumneavoastră. Aș vrea însă să vă întreb, nu credeți că arbitrajul poate avea în acest sezon un rol, având în vedere ce s-a întâmplat până acum în campionat, un rol de asemenea important în desemnarea campioanei? Păi știi care e treaba dacă, de exemplu, jucăm ca seară, numai ce-i faci. Adică nu mai au ce faci. Dacă facem vreo 10-12 puncte diferență, știi ce zic ei? Lasă-i, că așa și n-avem ce le face. Lăsați-i în pace și gata. Deci nu mai intervine nimic. De aia noi trebuie să facem 10-12-15 puncte. Ca să nu mai avem probleme cu ei, nimic. Pentru că eu nu înțeleg, eu, bă, nu mai scăpăm. Băi, du-te, mă, în Grecia, lasă-mă în pace, mă. Vine cu asta, dar vine cu un film contrafăcut. Deci aia care e cu tare, care arată pe Pantea, că îi dă mână lui Pantea, e contrafăcut, domnilor, că tu îți dai seama ce înșelător, o? Ăla e contrafăcut. Și el a dat-o, vezi, doamne, ca probă. Deci nu mai sunt disperat, numai... Că dacă eu astăzi m-am gândit să-i dau telefonul Mitică ca să candideze la federație, zic, băi, nu știu. Adică am ajuns, nu mai știm ce să facem, că vorbesc cu oamenii în fotbal, nu numai eu. Ca să scăpăm de ei. Nu mai știm ce să facem. Băi, și am ajuns, băi, singura soluție, bă, Lupescu a zis că nu intră în politică, nu cu tare. I-am zis, măi, vorbește, mă, cu Gică Popescu, bă, să ne salveze, îl rugăm din inimă, ne salveze, bă. Că nu mai scăpăm de ei de ăștia. Înțelegi? Că au talent de a câștiga voturi, știu să facă. Și ai zis, bă, să sunăm pe Mitică. Dar zic, mi-ai zis mie, dar nu cred că nu mai votează lumea pe Mitică. Păi de unde știi, mă, bă, să facem, mă, ceva, mă, că ar trage un semnal de alarmă. Ne scăpăm de ei, că ne-au acaparat cu totul, nu vezi? Bine, mă, bun, hai, e cum e. Nu am treabă, că Burleanu. Bă, dar Grecia, mă, dar lasă-ne, mă, cu Grecia. Du-te, mă, cu Grecia, lasă-i în Grecia, mă. Tu nu vezi, ne obligă grec, șef la CCA. Nu vezi, nu contează că greșesc, cum greșesc, mai le dau și
meciuri. Face ce vrea el, adică vine un grec, ne bagiocorește cum vrea și el burlearul râde și el de noi. Lasă, mă, că așa vă dau eu, că așa vreau eu. Ce putem să facem? După aia stai, dumne, că la comisii, că becali, că nu știu ce, că nu le convine. Bă, dar ce treabă am eu cu voi? Dar să ne lasem pace și că n-am treabă nici cu Varsara. Du-te, mă, în Grecia, mă, tată, mă. Pleacă, mă, muncește în Grecia, ia servici în Grecia. Nu-ți dă servici în Grecia nimeni. Și cauți în România. Doamne, amigul, eu știu, doamne.